Un protest mai puțin obișnuit a avut loc vineri la Cluj-Napoca. Prin intermediul unui eveniment creat pe o rețea de socializare, circa 30 de persoane s-au adunat în zona centrală a orașului în jurul prânzului pentru a protesta față de măsurile legislative adoptate de partidul aflat la guvernare. E o acțiune de protest, de traversare a unei treceri pietonale, tocmai pentru a arăta oamenilor și coaliției de guvernare că suntem hotărâți să fim pe baricade, să fie o vară a rezistenței în care să ne arătăm nemulțumirea față de modificarea codurilor penale și de procedură penală. Puțin după ora prânzului, protestatarii au plecat în coloană spre o intersecție nesemaforizată. Odată ajunși la trecerea de pieton din apropierea Operei Maghiare, oamenii au traversat în continuu și au blocat complet traficul în zonă. Gestul de nesupunere civică nu a fost foarte criticat de șoferii blocați în trafic. Aceștia au declarat că susțin protestele, dar ar fi preferat să nu fie ei cei care suferă de pe urma acestei acțiuni. Este excepțional. E foarte bine. Dar nu știu dacă e de ajuns. Protestul e normal. E normal. La fața locului a sosit și poliția rutieră, care a încercat în zadar să oprească pe oameni din acțiunea lor de protest. Așa că agenții s-au mulțumit să redirecționeze traficul din zonă și să aștepte ca protestul să se încheie. După aproximativ 30 de minute de protest, oamenii s-au retras pe un trotuar, unde acțiunea s-a încheiat în aplauzele participanților. A fost ok, nu ne-au claxonat, oamenii au înțeles care este ideea. Nu este niciun concept foarte nou, s-a mai făcut și în alte orașe. Genul acesta de proteste spontane au avut loc în ultimele zile în mai multe orașe din România. Noi proteste sunt anunțate și pentru acest weekend în Cluj-Napoca, București și alte orașe ale țării.